salutare, Iulian. Uite, BRB, dacă ai posibilitatea să iei legătura cu, sau să-i dai ID-ul tău de Discord, să iei legătura cu Ionut, să vorbiți în particular ca să-i trimiți, ca să poți să dau de el, dacă nu. Sau dacă nu, Ionut, scrie pe Discord acum ID-ul tău și scrie pe o cerere prietenie pentru Discord. Șefă, dacă ai norocul meu să fiu timpul ăla care stă geată, care îți primul. Păi tu faci pârtia. Eu fac pârtia. Tu te-ai înscris? Nu, no, eram după tine, dar e pentru... Stai. Tu ești cobaiul. Dacă pățești ceva, să ne ferim noi. Aha. Eu sunt cu cea mai mare experiență atunci, a? Exact. Vrei și tu modul cu skin? Alin, modurile mele sunt disponibile pentru membri. Deci membrii au acces la modurile pe care eu le folosesc. Mamă, dar ce curbă aici. Până nu se mai oprește camionul. Stai că pun frână. Ia. Alunică. E mișto. Te salut, Bobo. Ce hartă jucăm? Grand Utopia. Cea mai tare hartă. Ups. O, stai că am venit și eu așa de aproape. Ia uite. Opa. Ia uitați-vă aici. Ce patinează. Bă, dar nu mai vreau să plece de pe loc. O, te salut, Nașo. Raul, dar m-ai întrebat și tura trecută. N-am de unde să știu, mie nu face probleme de genul. Ai, mamă. Da, m-a arătat cum se face curba aia și tot nu știi. Bă, leu, bă, leu. Curbele, să știți, nu le luați în larg, le luați pe mijloc. Deci nu voi mergeți în larg să le luați normal cum făceam. De careva în spate? Nu, dă-i. Dă-i până face poc. Dă-i. Acum poți să mergi, să iei virajul corect. Gata, te încadrezi. Alunecă! Păi dacă uite așa. Îmi da șeful lanțuri. Periculos tare. Ce, Islanda, ai pui pe lângă. O, Ricon, cu stimă, te salut, Ricone. Folosim de toate rezi, și mod de interior, și mod hartă, mod paint. Am mai multe. Păi o găsiți, Luc. Dacă scrii Grand Utopia, o găsești pe Google. Băi, mai avem un pic, nu? Da? Stai să mă uit. Da, uite, drumul e ăla. Puteam să-i dăm drumul pe de-a dreptul. Păi eu am făcut odată. Prima încercare a mea a fost pe de-a dreptul și n-am căzut în picioare. Hai, că mergi bine, să mor dacă nu. Și Tomi, la fel. Ia uite, Tomi, uite ce frumos merge. Te ajut, Tomi? Nu. Okay. Un pic. Măcar să te ating. Să mă duc de-a dura. Ajung înaintea voastră jos. Te salută, Ratec, să știi că ne-ai venit, Ratec. Salutare, Anton. Șef, aici mergea cu Sania, cu schiurile, nu cu camioanele. Păi, Ionuț, e pe chat acolo trecute. Recomputing.
Da, e foarte interesant, Bobo. Adică mi se pare că e o revoluție a jocului. Ionuț, vezi dacă poți să iei legătura cu Ionuț, care vrea să adere la comunitate, că l-am rugat să pună cum se cheamă, ID-ul lui. Sau cum se cheamă, ID-ul de Discord. Ca să putem să-l contactăm. Păi Rise, da, e mod. E mod de hartă. E mod de hartă. Nu e harta asta, nu. Te ajut, da? Că ai rămas. Dă-mi față, dă-mi față. Te ajut eu. Ia un lar. Că nu pici acolo. Ia un lar, că n-ai un salunec, că nu e prăpastie. Acum în dreapta, așa. Gata. Băi, ești prost? Băi, dar ce alunecă. Băi, ești nebun. Ce-ai făcut? Mamă, bani aveu. Stai că mie nu mai merge nici picheta. Haide mă, că tot am ieșit. Corect. Poliția română, amatori. Ia uiți tu la el. Ai în descriere, David, cu link-ul Ro Extended. Never mind. I'll find a new route. Băi, dar rupe, rupe la viteză. Stai că eu fumez aici, atent ca vine să deschid geamul. Hey. Aveți grijă la stâlpi. Da, am dat cu remorca. Finding a new route. Și am ajuns la civilizație. Nu merge pe 1.42, trag. Bă, dar ce e acolo? Deci, Ionuț, ia legătura cu Ionuț 86. Link de la Discord nu-ți putem da, e privat. Ți-l dăm în privat dacă e. Îți trimitem invitația acolo. Dă ID-ul tău de Discord și îți trimitem noi cerere. Îți trimitem cerere, îți trimitem în link-ul. Nu-l putem pune pe chat aici. Ceva, drumul e standard, nu? S-ai pus tu ceva checkpoint-uri tu undeva? Băi, eu n-am pus nimica că eu n-am luat marfa. Știi ce zic? A, și să vii după noi atunci. Nu, eu trebuie să încarc de aici, iată, că acum văd. Hai că eu mă stânga, duc înainte. Eu aici în stânga trebuie să... Băi, un pieton, mâncați-a sprețelul, că mă duc eu să iau marfa. Mama mia. Stai că mă duc rapid să iau încărcătură, ești nebun. Băi, voi cum aveți cursa, mă, că eu nu am. Da, o aveți pe a mea și eu n-am luat-o. Hai că mergem ce până ajungi. Gata, dați-i drum. Grijă, Tomi, că vine zăpadă și aluneci. Iar? Da. Grijă, în corpul ca unică. Mamă, ce mișto se aude, mă. Păcat că nu vă văd pe GPS, știi că era și mai interesant. Uuuu, frate, că intram în parapet. Te salut, Viper. Voi cu cât mergeți în față?
60. Când... Hai că eu îi dau mai tare să vă ajung, dar îmi derapează camionul, îmi dragi. Nici n-ajung la 60. Hai că vă văd. Dacă voi luați curba, eu iau pe drept înainte acolo. Mamă, ce arme. Cum poți să faci și tu, Patrick, trebuie să treci pe versiune de 1.42. Nu, rating n-am nici cea mai vagă idee când o să fie implementată în mod oficial. Așa este public beta pe care jucăm deja. Setări pentru 270 de grade? Cred că sunt. Trebuie să cauți Viper pe site-uri, că sunt și pentru volane de genul setări. Caută, te rog. Caută pe S2.T, pe S2 Word. Open pipe, you man. Te salut. Eu v-am ajuns, ca să știți. Ok, noi intrăm în tunel acum. Dați un clan să vedem cum se aude aici, atât. Slab. Mă așteptam să audă cu eco. Cu dispără zăpada. Păi gata, dar cât vrei. De acum drumul întins. Bună, Chris. De acum peisaje. Oh, te-am atins. Pe cine? Scuze. Nu mi-ai dat damage. Nu, te-am atins, că mi-a dat damage, dar te-am atins puțin. Da, na. N-a ținut frână. O să țin distanța mai mare. Ce model de Scania? Păi am ales, cum se cheamă, ieri, 2009. Opa! Că e o curbă strânsă aici. Reduceți viteza. Bă, dar e mișto rău de tot pe aici, atât. At the roundabout, take the second exit. Accent de moldovan, moldovean. Pentru toate camioanele. Exit now. Bă, dar care n-aveți remorcă? Toți avem remorcă. Pe voi vă va fă remorcă. Nu vă fă remorca voastră. Hai, negru, mai slab. Nu se încarcă remorcă. Bă, nu, numai pe-a ta o văd. Ok. Deci prea departe de noi. Sunt spatele meu. Patrick, da. Bă, de ce peisaj frumos. Salutare, Zedmond.
să arunc curba. Blessed doar dacă faci parte din comunitate. Deci, până la urma urmei, Ionuț a luat legătura cu tine, Ionuț? Ionuț cu Ionuț? Ați dat unul de altul? Salutare, Rares. Salutare, Eugen! Da, sunetul e nota 10. Nu-i dau mai mult de 80, că n-ai unde. Mhm, e ok. Cine e ultimul? Opa, că i-am dat cu suta, mă. Eu sunt acolo. Ok. Ești departe de noi? Că nu te văd. Nu, nu, sunt... nu. Ok. Suntem în colonă toți. Au. Anunț dacă intervine ceva. Ok, te rog. Totul e ok acolo? Da, da, da. Da, intrăm în tunel. Păi ce să fac, Darius, uite, cu băieții, la o plimbare. E bine și acum, Mihai. E bine măcar că trimite, cât de cât. Da, Chris, acela. Salut, Detrox. Da, 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 da. Cel cu clătitele. Bună, Detrox. Biluță, e Grand Utopia. Frumos sunetul. Să se întindă ca o clătită pe jos. Ce e ce, mă, hotel? Eu mă întind, dar ea-i crema. Vai, dar ce mișto e podul ăsta. Da. Vai, dar să-l vezi din afară. Păi îl văd, nu-l văd din interior. Păi poate ești jos din cabină, de-aia zic. Da, tot din cabină, tot îl văd. Hai, ești tot din afară. Hai mă că fac așa, mă, și mă uit pe din afară. Bă, chiar că e mișto. Wow, ce mișto se vede și jos, mă. Opa. Chiar e mișto totul pe aici.
Am zis că se vede mai mișto din afara capului. Dita, mai muntele acolo. Bă, dar... ce-ați făcut aici? Bă, dar ce strâmb de aici. Stați așa, băieți. Stai să trec pe avarii. Să nu vină unul în mine. Ce s-a întâmplat? Nu. La intrare e o problemă. Ai greșit intrarea în tunel? Da. Ai intrat la personal. Da, trebuie toate DLC-urile. Corect. Chris zice, care n-ar nimeri gaură de la tunel? Nu se spune. Ce mai contează? Bă, dar e lung tunelul ăsta, nu glumă. Adevărat. Mamă, dar cu cât mergeți în față, mă? Cam ajuns la 110. 90. 90. Lăsați un 80. Ce-i din am față? Am dat cu 70, că am trafic. A. Mamă, dar e distanța mare, înseamnă. Nu știu, 65. Ușor în spate. Băi, dar drept a fost tunelul. Bă, dar nu se mai termină. Cine știe unde ieșim din tunelul ăsta? Pe sub apă, pe undeva? Să nu zici că e cascadă după aia. Au mai fost așa, când intrai prin cascadă în tunel. Ceva cum putem lua legătura? Păi uite... alt pot. Nu știu dacă mai este Ionuț acum, dar dă-mi ID-ul tău de Discord. Ca să-ți trimit cerere, prietenie. Scrie-l pe chat și îți trimite o cerere, prietene, acum. Ce trebuia să pună stâlpi aia pe mijlocul drumului? Mamă, dar ce mișto și asta la intrare aici, iată. Știi că acolo sus am fost noi, nu? Cred. Mai mult ca sigur. Mamă, dar câte tunele mai sunt, mă? Așa că ăsta acolo... e numai în viraj, tunelul. Băi, frate... Acolo sus am fost noi. Da? Da, da, acolo sper că, sper că nu mai urcăm acolo. Chiar vreau să te întreb, băi, dar n-avem trafic în față, că tot mergem așa, tot mergem, tot mergem. Ba, este trafic, n-am cum să depășesc. Da, n-ai cum să-l depășești pe aici. Ușor, cu 30, ceva... Biluță, da. Ai și acces la Discord. Alex, tu ai mașină în față? Da, da. Eu nu văd nicio mașină în față la tine. Două oare. Coloană, chiar. Stă. Pe cuvânt, eu dacă... văd ultimul, eu văd ultimul câte două. Deci, Tommy, las-o așa, te rog eu. Nu mai zice, vezi ce nu vezi. Te rog eu. Măi, au zburat alea. Ia uite-le. Ce dracu a fost aia, mă? Cine le-a aruncat? Tommy? Bă, vine Tommy aici. Uite, uite ce zboare camioanele. Ce... Dar hai, dă-te să-ți ceva. Dă-te că eu m-am băgat prost. Opa, opa, opa. Cine dă cu spatele în mine?
Ia, păi și cum să mă duc dacă tu dai în mine? Am crezut că nu te duci până la bord. Tot ce am văzut, spui când ai trecut de acolo. Vai, 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 apocalipsa, frate, cu Toby. Ia uite și salvarea și... Băi, la mine le apare nimic în față. La mine e drum liber. Ia, ia, ia uite la anticristul ce face. Ok, eu acum înregistrez de la mine. O să vedeți după aia. La mine n-apare nimic pe cuvânt. Uite acum vă câteva mașini pe marginea drumului. De unde? Modul ăsta este din Orșov. Ok, ok, Ionuț. Suntem îngropați sau nu? Păi, tot e ok în spate? Mai mergem mai încet sau? Da, tot e ok. Tot e ok. Opa, că am ajuns iar în sute. De unde? De pe ETS2.RT sau ETS2.ORT. O compaie se numește. Grijă în curba asta. Kilometri mai avem, știe cineva? 34. Am făcut de pe cât 15, cât am. Am făcut mai mult. 20. Mamă, e, am ajuns în 110, mă. Șeroa. Sper că în față nu depășește de 80. 65. 80. Mamă, dar cum se circulă? Băi, ești nebun? Bă, dar chiar nu e trafic deloc? Mie poți să-mi trimiți mesaj, da. Ionuț. Îl vezi, cum? Îți scriu eu după. Îți răspund după live. În față vine coloană. Te salut, Matei. Se circulă bine, nu? În general. Da, da. Că văd că oricum prindem, uneori prind 100 și... Camera cu 80 constant. Chiar nu-mi dau seama de ce. Nu știu, cu 80. Nici nu pot să merg mai tare, ca mașini în față. Lasă-mă pe mine, chiar n-am. Tu faci pârtii. Exact.
Vezi cum zboară mașinile. Am văzut pe live la Suceava. Miliția, miliția. Da, băi, frate, de ce au zburat la bariera acolo, știi cum? Una nu mai era pe locul ei. America nu a venit după mine, el a luat totul drept. Opa. Mamă, o mașină era băgată în asfalt, ești nebun? Hei, ferea că vin! Bușoar! La mine nu țin frânele, vă spun din start. Aveți grijă la curbele astea, vă răsturnați. N-am schimbat plăcuțele. Păi era traficul ăsta, trebuie să-l las pe Tomi în față, că el nu vede traficul. Lasă-mă pe mine, că-i aranjez eu. Dar ție nu-ți dă daună? Nu? Păi ia dracu cu dracu. Nu, pe mie nu mi-apar, de aia nu-mi dă daună. Da, te pune la Suceava să zici ce ai făcut acolo la barieră. Dar însă mă uit pe live-ul lui. Deci acolo la barieră să zici ce ai făcut. Salvare. Tot ai trăzut. O să vezi, o să vezi. Uite, eu am damage 0. N-am damage deloc la camion. Opa! A fost ori de tunel? Da, tot Alex. Dar nu că eram eu, dar eu m-am dus ca berbecu. Și a urmat el după aceea în spatele meu. Ui. Aici e mișto cu heavy cargo. Mamă, să urci. Mamă, ce fain să vă văd de jos. Mamă, dacă scuip jos, oare ce se întâmplă? Primește o piatră. Băi, ce drum, băi, deci ferească Dumnezeu. Dar e ceva de mers. Este. Mașina asta de poliție. Salut, Charter. Mamă, dar parapetul ăsta ruginii nu prezintă încredere. Ce s-a întâmplat aici, bă? Oare? A trecut Tommy. N-a văzut tirul? Eu nu văd nimica. Autocarul, mașinile. Ia chiar lasă-mă să mă duc eu în fața Alex. Păi, frate. Nu, nu, că ne izbim noi de ele. Băi, uite că ai intrat în mine. Băi, frate, e ultimul. Te salut, Antonio. Care că-i netul de vină? Nu știu, pe tine te văd ok, tot. Nu știu. Să o lăsați mai ușor în față, okay. Ca să ne adunăm. 60? Da. Ați intrat în... în tunel. Ușor, că nu s-a oprit motorul. Uuuuh! Stai mă, să umbl și eu, să-mi pun... Scuze că te-am lovit. Opțiuni... Nu-i nimic, e vina mea. Mod de joc... Sau unde dracu e? Intensitate frână, băi, frate. Maxim. Era pe jumate, de aia nu ținea mie frâna. Ce-o sabota careva. Pe cuvânt dacă nu. Dar așa e și la mine, pe jumătate. Anticristul, în caz că se mai întâmplă așa, îmi cer scuze, dar... Ce mai bun.
Bă, dar s-au dus băieții ăștia. Mergem încet. Cu 40 chiar. Exact. Clientul iar se grăbește. Mamă, ce-mi vibrează camionul acum. Volanul camionului, auzi? E prea turat. Ionuț, de pe ETS2 ordina. De pe site-uri, îți dai seama. Eu sper să vă ajung până la urmă. Mamă, ce curbe aici. Nu mai ai, mă. Ușor. Nu? No? Eu am ajuns la lemne aici, atât unde se încarcă. Da, vezi, de acolo să vin încet. Am lăsat-o încet rău aici, atât. Mamă, și o mașină în drum stricată. Aici Tomi nu a avut treabă. Scuze. Mamă, ce nasul e pe aici, atât. S-o lăsați încetul, da, cei din față, că se circulă nasol pe aici, atât. O, Biluță, să-ți dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului, pentru că sunt la singurel la greu, Biluță. Ăla și nu l-am mai răs. Mamă, dar ce-a pățit Duster? N-asta pe roță? Iau, a trecut om pe aici. Băi, ce nasoală curba. Ia uite-l, și pe ăla a urcat în șață. Bă, ăla eu l-am aruncat. Nici nu mă gândeam la altcineva. S-a unde-i Tomi, că nu-l mai văd. În spate, în spate. Grand Utopia, scrie în titlul, Ionuț. Biluță, vezi că acum ai acces la Discord, dar Discordul lei de pe rubrica comunitate, de pe canalul de YouTube. Intră pe canalul meu, vezi că ai comunitate, vezi că ai linkul de Discord, intri pe Discord, îți asociezi Discordul cu YouTube-ul, primești grad în mod automat și ai acces la moduri. Că e trecut pe Discord modurile. Tu ești, Biluță, tu ești Darius? Get ready to turn left. Ok, deci îți asociezi Discord-ul cu canalul de YouTube, primești gradul în mod automat, înțelegi? Și după aceea vezi că ai, dai în jos de scroll la canale și ai rubrică membrii YouTube, ai chat-ul și pe chat găsești acolo un spoiler. Dar băieții au rămas în spate, cred. Mamă, Tomi, să nu te apropii prea tare, da? Anticristo, da. Nu vrei să treci antipenultimul? Nu. Eu am dureri la fund. Băi, frate, mă simt amenințat. Tomi, tu dacă nu vezi nimic în drum, poți să treci drept înainte, nu-i problemă. Eu înaintea iau. Aia am vrut să aud. Exit now. Totuși mi se pare ciudat.
Păi, Cipix, uite-te ceea ce am făcut eu. Derulează live-ul și vezi ce am scris eu în consolă. Cât se time și ora. Cât vrei să se schimbe. E cu underline. Spațiu între el, cumva, spațiu. Se pune underline în loc de spațiu. Te salut, Costi. Mamă, ce m-am speriat, Costi. Costin, link-urile pentru modurile mele sunt disponibile doar pentru meme. Vine poliția, ai grijă. Am mai ieșit 90. Băi, dar e mișto traseul ăsta. Dar era mișto și la Pontiac acolo. Poliția, băieță, vă scuze. Și e mișto că poți să-l joci și tandem și cap tractor. Aveți grijă că spunem sau pe motor iar. Da, noi am rămas în urmă. 50, parte. Plus că nu-l văd pe Tommy. Tommy! Am rămas te văd, în urmă, că m-a dat de pe sesiune afară. Acum văd și eu trafic. Da? Da. Doamne, pot să vii lângă mine. Eu ți-am zis că o să-ți facă report ăștia. A, iar te-a scos, Tommy? Nu știu, m-a scos. Da. Eu am zis că ai intrat în Eurotrack acum. Mai văd că am intrat înapoi, m-a dat înapoi. Da? Da. E bine. Că nu mi-a apărut mesajul ăla de... De mulțumire, nu? Da, da, că am fost scos din sesiune. Intrăm în oraș, s-o lăsați ușor pe aici, adică... A, băieți, mă opresc să pun și eu niște motorini aici. Ok. N-ajungi. Oricum o lăsăm mai ușor. Păi, la mine nu mi s-a mișcat acul de la combustibil, ești nebun? Nici la mine. A intrat pe rost, la mine e bătută în cuie, tăt. Te salut, Andrei.
Nu știu ce fix primul mod. Și am căutat moduri de genul, dar nu o să... Suceava, acum poți să mă întreb ce culoare are remorca ta? Albă, îți spun sigur. Păi știi, acum știu și eu. Dacă mă întrebai înainte, nu știam ce răspuns să-ți dau. Vrem tot? Măresc? Da. 70. Bă, dracule, bă, ăla nu s-a lăsat, mă, până nu l-am atins un pic. Daniel, uite-te la acum două live-uri în urmă și atunci chiar la început prezint toată treaba asta, cum pui, cum modifici. Uite-te unde scrie pentru prima oară, cum se cheamă, public beta 1.42. Cu plăcere. Mamă, aici descoperim un garaj, o reprezentanță Mercedes încă. Eu n-aveam Mercedes-ul, sau l-aveam descoperit. Contravenție, băgam eu și picior. Mercedes, uite-te la mine, da, uite că l-am descoperit. Am crezut că îi dai pe roșu. Aaa. Mai respectăm că suntem pe live, mă. Dar nu se vede în spate. A. Și-a trecut pe roșu, mi-am luat amendă. Keep right and then exit right. Exit right. Băi, cât mai aveam, mă? 9 km. Aia, e bine. Băi, mă, doare fundul, știi ce zic la stat? Vai. Am amorțit aici, atât. Sau te doare că te dea Tom în tine? Cum? Sau te dorea că te dea Tom în tine? Nu, no, că n-am dat în el. Nu, de două ori. Nu se pune. Corect. Uite-l, vă pe Tommy, e în fața mea. Dar cum am ajuns în față, că era mult. Păi, până ne-ai oprit tu de pe sesiune, până ai ieșit, până ai oprit Ai fost răcit? Așa de mulți? Gata, ne-am mărit? Am ajuns în formula cum eram. Da. Dar noi am ajuns până aici? Atât nu cred că am ajuns, nu? Sau am ajuns? Da, am ajuns aici, am rămas. 6 km. Keep left. Oh, Mariane, mulțumesc, mii de mulțumiri, Mariane. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului împreună cu el, sunt la singurel la greu.
Deci imediat după live o să postez și linkul ăla, o să-l adaug lângă, știi? Ca să nu mai stau să-l introduc în folder, să reîncarc, mai simplu îl pun lângă. Dacă am dat comandă vineri seara de un joc, când mi-ajunge? Păi de unde să știu eu, Kinder, de unde ai dat tu comandă? Și nu ți-a spus în cât timp îți ajunge? Păi, mă întreb pe mine? De unde să știu eu? Tu ar trebui să știi mai bine. Deci, Mariane, e destul de simplu. Intri pe canalul meu de YouTube, vezi că ai sus comunitate. Acolo pe comunitate găsești linkul de la Discord, intri pe Discord, asociez canalul de YouTube cu cel de Discord, o să primești grad în mod automat pe Discord ca și membru. După aceea o să ai, o să ai pe chat acolo, o să găsești și rubrica de YouTube member. Și acolo ai chat-ul de la YouTube member, acolo am postat modurile. Descarci acel fișier și acolo le ai toate în ordine frumos ordonate. Și o să postez după live și modul de sunet, că am înțeles că nu este postat. O să-l adaug lângă. Cu siguranță, Biluță, da. O să mai fac și sesiuni când joc cu membri, cum s-a spune. Membri YouTube cu membri comunității. Poate chiar mâine, cine știe. Nu, stai, mâine ce-i? Luni? A, nu mai. Câteva zile nu mai pot face iarăși live stream. Soția este schimbă 2, eu schimb 1, vine târziu noaptea. Na, e de înțeles, eu trebuie să stau cu fetița. Fetița e răcită. Keep laugh. Băi, nu mi-a răcit deloc. Cum am mers la grădiniță cu un gata? Cum îi curg mucii imediat. Două zile, trei zile acolo și e fântână arteziană. Băi, ce e aici, tăi, frate? Mai sunt intersecții? Băi, la aici... Ce salută, Raraș? Cred că spune. O a avut de muncă omul ăla care a făcut harta. Keep right. Dar tu nu vezi câte sunt pe aici? Ce tortopiate sunt. Băi, frate. Exit. Right. Păi că ești în LA. Turn left. Eu mă uit pe hartă, mă, pe GPS și nu înțeleg nimica. Câte drumuri sunt pe aici, atât. Get ready to turn left. Vrei să faci poză cu remorca sau descărcăm? Descărcăm. Ok. Dar voi cât mai aveți? Un kilometru. Get ready to turn right. Turn right. Te salut, Cătă, te salut! Păi, Cătă, ca să vii, trebuie să faci parte din comunitate. Keep right, and then turn right. Poți să-i dai, e verde. Turn right. Am văzut pe ăla, s-a oprit. Băi, ce mișto e pe aici, atât pe cuvânt, dacă nu. Turn right. Super tare. Ia să deschid și eu geamă. You have arrived at your destination. Hai de mi-a trec pe roșu. Is now finished. Am văzut un steag a Franței, cred că toată treaba e cu Franța pe aici. Da. Da, French, uite. Peste toate.
Păi și Grand Utopia sună a franțurește. Păi e francez tipul care... De câți ani sunt pe acest canal că am uitat? Despre ce e vorba că ai uitat, Iovanovici? Unde ne așezăm? În care parte? Aici? Cum îți mi-a tăiat ăsta cap? Păi cu fața la soare, cel mai bine. Hai cu oricum, parcă suntem gemeni. A, nu te-am văzut, scuze. Ce că nu te-am văzut? Hai, mai, astea-s probleme de trecut. Auzi, poliția mi-a dat amendă. Băi, frate, când să intru aici. Ce ideea, dracu. Stai că eu am remorca. Cu cine pot vorbi să intru în firmă? Cu mine, Ionuț. Sau cu Alex. Cu toată lumea pot discuta. Stai, unde e Tommy? Că trebuie să mă parchez lângă el. Unde e Tommy? Ești lângă Alex. Îl vedeți pe Tommy? Nici băi, eu l-am mai văd un spațiu aici, te ocupat de ceva, nu știu ce. Nici nu-l mai aud. Băi, chiar că a fost frumos. Chiar a fost super tare. Tu de o foto, ședință foto. Care ai plasat un mesaj pe chat-ul general? Ceau, nu scoți și tu de mașalier sau care e cu mașalierul? Păi eu am scos din mașalierul, omule. A fost Tommy, lasă, să-l iertăm. A, am înțeles. Acum mă atacă la ud, știi? L-ai auzit doar. Vai, vai. El chiar a crezut că nu-l auzim. Da, era pe mod invisibil azi. Da. Invisible man. Dar a fost tare asta cu invisibil. El nu vedea nimic azi. Numai ce-i convenea. Dar chiar am să mă uit după aia pe live să mă... ce-am făcut. Te uiți acolo la barieră. Ce ai făcut? Da, fix pe la început, că da, așa. Chiar a fost fain. Da, mai aveți cineva? Te-a făcut poze ceva? Nu, eu nu. Atunci o să vă rog, Tommy, ieși un pic mai în față. Un picuț, doar un sfert de cabină. Un pic, că eram în ședință foto. Ah, ok. Acum, mai în față. Dă-i un pic mai în față, Tommy. Atât, stop. Oricum se vede. Un sfert de cabină, am zis. Doar o roată așa. Mai. Oricum nu-l vedem. Mai. Stop. Acum să meargă mai în față, Alex. Tot așa un pic. Bun. Cristian, tot un pic mai în față decât Alex. Mai. Un pic mai în față, față de el. Ah, ok. Așa, stai, că vreau mai. Și... Nu, era bine. Încă un pic. Mai du-te un pic. Atât. Vreau. Nu, așa, e perfect. Ah, ok. Uite așa. Uite ce frumos e. Da, chiar e fain. Păi, mă puneți pe mine să fac poze? Așa, da.
Anticristul, mai... dar ce mișto e grila asta din față, la scanner. Am pus-o pe culoarea pentru. Super. Da. Cam asta a fost pentru seara asta. Vreau să vă mulțumesc frumos tuturor că ați fost alături de noi. În rest, ce să vă mai spun? Vă urez o seară cât mai plăcută. Să aveți, să ne vedem pe data viitoare cu bine. Până atunci, m-am pupat, pa, pa!